Aseară, Laura și Mihai au avut de transmis un mesaj pe antena Play. Legat de relația noastră, vreau să vă spunem că, na, într-adevăr, mai sunt anumite discuții contradictorii sau mici neînțelegeri. Dar mi se pare normale. În orice relație sunt anumite contraziceri. Dar ce? Dar noi le avem, noi ne împăcăm, na, noi trecem prin ce trecem, aici în casă e cu totul altceva, ce se vede de afară. V-am rugat să, nu știu, să, na, să ne fiți alături în continuare și să nu trageți anumite concluzii după o mică discuție, ceartă, ce-o fi. Noi suntem foarte bine. Fiecare este liber să-și spună părerea, așa că faceți ce simțiți. Bine. Dar Laura nu era prea mulțumită de cum a pus Mihai problemă pe antena Play. Ce tot trebuie să zici, nu mai trageți concluzii, că se vede nu știu cum afară și nu știu ce. Ba da, trebuie. Oamenii care se uită pe antena Play știu exact ce și cum. Ce pentru că mi se mai numără să ți-au apărarea. Dar cu ce mi-ai luat apărarea? Păi pe tine te-au certat, nu pe mine. Păi și ce tot trebuie să mai aduci asta în discuție? Fiecare e liber să zică ce vrea. Însă Laura credea că Mihai nu înțelege mesajele ei. Spune. Nu am ce să-ți spun. Dacă nu ai înțeles ce am vrut să zic, n-am ce să-ți spun. Păi n-am ce să-ți spun. De ce te-ai enervat? Nu m-am enervat, dar nu înțelegi anumite lucruri. Spune-le, mai spun o dată să știu. Nu spun nimic. Păi să știu, poate se repetă. Păi ți-am zis deja, ce să-ți mai zic? Spune-mi, să mai știu. Dă-te, că vreau... Dă-te. Nu te las. Ce să-ți zic? Zic. Anumite lucruri trebuie să le ții pentru tine. Asta te-a enervat? Da, nu m-am enervat. Te-ai supărat? Nu. Dar ce? Nimic. Vezi, asta nu-mi place, că nu comunici. Comunică dacă te-ai supărat sau te-ai enervat. Tu, dacă primești acum o scrisoare, trebuie să te duci. Vai, domne, am primit nu știu ce și m-a certat și nu știu. Ține pentru tine, nu trebuie să știe toată lumea. Cei doi depășeau tensiunea și treceau la dragoste. Ce? Tu cu vorbe. Hai că ai zis că ești bărbătoasă, că vrei să mergi la magazin. Că... Băi, da, numai la magazin nu mergem acum. Da. Chiar ce ai fi făcut dacă... Dacă? Ai fi putut să ieși. Or. Cred că mi-aș fi sunat familia. Păi nu, cu telefon. A, fără? Păi. Aș fi mers... Eu m-aș fi plimbat cu mașina. La... Păi cu mașina. M-aș fi plimbat cu mașina ascultând muzică. Ce-mi place mie și aș fi ieșit la o cină romantică. Cu cine? Cu tine. Păi ai fi, nu... Ha? Eu am zis că... Că? M-aș fi plimbat cu mașina și aș fi ascultat muzică cu tine. Ați dai o lună de când ai intrat în casă și... Da. Vreau să fiu sincer cu tine. Cred că este una din cele trei luni cea mai frumoasă pentru mine. Da. Dar să vedem ce părere au Mihai și Laura despre căsătorie. În afară sunt persoane care s-au căsătorit, uite cum am primit scrisoarea aia, după 3 săptămâni. Și sunt împreună și acum. Păi sunt, uite, de exemplu, sunt persoane care s-au căsătorit după 10 ani. Și după, nu știu, nu s-au despărțit. Și sunt persoane care s-au căsătorit într-o lună, două. Și sunt împreună și acum. Știu că maica mea cu taică mi-a fost naș la ei. Știi? Și sunt împreună și în ziua de azi. A fost un sezon în care, tot așa, un băiat a stat singur aproape tot sezonul. Și mai era, cred că, o lună. Și a venit o fată? Și a venit o fată, da. Și sunt împreună și acum. Da? Da. Un pic mă sperie, să zic așa, știi? Căsătoria cu finalul, știi? Dar n-a zice, adică dacă văd că
persoana de lângă mine e ceea ce mi-am dorit eu și văd că suntem pe aceeași lungime de undă și avem aceleași planuri, gânduri de viitor și aș considera că e aleasa pentru o căsnicie, adică am fi să fie soție, aș face lucrul ăsta. Dar dacă aș vedea că, nu știu, nu prea funcționează lucrurile între noi și, nu știu, scârție ceva, nu aș face. Mm-hmm. Spune-mi părerea ta. La fel, mi se pare gen de vreme. Adică repede să, mm-hmm, nu știu, să te căsătorești într-o lună, da, sau două. Dar dacă simt că e persoana potrivită, da. Nu știu, poți să, cum ai zis tu, poți să cunoști o persoană nu știu câți ani și să te căsătorești, să nu fie ce trebuie, da, poate să fie ceva, poate să fie ceva din scurt și totul să meargă bine. Exact. Na, și mie mi-e teamă puțin. Mai mult. Deci eu... Că nu îmi doresc să fac asta de două ori. Da, știu. Sau de mai multe ori, sau... Vreau să fie o dată și atât. Crezi că... Bine, tu ai 28 de ani, eu am 23. Crezi că s-a cam... Nu că s-a cam terminat. Ți-ai cam trăit, nu știu, copilăria, libertatea, da, singură și tot ce ai avea. Dar... Și crezi că... Stai. Crezi că ești dispusă să treci la pasul următor, să te căsătorești și să ai o familie și să fii la casa ta și să nu mai... Nu știu, să nu mai... hibernezi singură. Da. Să nu mai stai singură. Ce vrei să zici, nu ți iese? Ce e să hibernezi? Adică să stai. Asta înseamnă a hiberna. Asta. În bârloc. Mi-am trăit, na, copilăria și așa mai departe și știu că și în doi poți să faci multe și să te distrezi. Clar, clar. Dar tu ce-ți dorești mai mult, fată sau băiat? Băiat. Aur. Nu contează ce o să fie, când o să fie. Important e să fie sănătos. Pe asta am zis eu. Da, începem cu prima parte a materialului. Ce te-a supărat, Laura? Sau cu ultima. Ajungești la ultima. Nu e că m-a supărat, doar că... Da, te-a supărat. Aș vrea să trecem peste anumite lucruri ca să nu mai existe discuțiile astea. Care s-au dat. Nu înțeleg. Mesajul pe care l-am transmis. Adică tu, ție ți s-a părut că Mihai era prea off. Încerc să găsesc un cuvânt. Adică să lase, să scrie lumea. Să nu fie prea submisiv față de acest public care trimite scrisori, da, despre fanii voștri, să nu fie atât de ascultător. Ascultător. Nu știu ce să zic. Nu neapărat, nu. Am vrut să zic așa, na, sper că n-am deranjat pe nimeni, n-am supărat pe nimeni. Am vrut să zic să nu, nu știu, să nu se tragă niște concluzii după, nu știu, mică ceartă. Și dacă ai fi supărat și dacă ai fi deranjat, cumva, și dacă i-ar fi tras niște concluzii, cumva ți se pare că tu o să trăiești cu cei care vă scriu scrisori, nu, în momentul în care nu, se termină emisiunea? Păi atunci, nu, evident, de ce atâtea mănuși? Ei, a fost o chestie simplă, minusculă, nu... Am fost eu certată într-o scrisoare și am zis că pe mine nu mă deranjează. Ție ce ți-au zis? De ce te-au certat? De felul cum am fost în legătură cu el, în relație. Uh-huh. Adică lumea este liberă, poate să spună ce vrea, nu mă deranjează. Fiecare om din fotoliu de acasă poate să plăsmească o poveste, să vadă într-un fel evoluția voastră, dar până la urmă cel mai important și cel mai important este ce simțiți voi să faceți. Așa este, da. Pentru că nu trăiți pentru nimeni, decât pentru voi. Așa, și cu planurile de căsătorie, dacă lucrurile merg bine, asta înseamnă că mai avem vreo... mai puțin de două luni. O lună și trei săptămâni. Știu. Da. Ceva planuri?
Am zis că puțin pe mine mă sperie un pic căsnicia, dar dacă este persoana potrivită și persoana care eu mi-o doresc în viața mea și avem aceleași gânduri și planuri, da, aș face și pasul ăsta mare, n-ați zice nu. Uh-huh. Dar evident să decurgă relația foarte bine și să ne înțelegem foarte bine, să, nu știu, să fim unul pentru celălalt până la final, dacă e să fie până la final. Laura, ți-ai schimbat părerea față de sezonul trecut? Sezonul trecut îți doreai căsătorie în emisiune. Da, nu vreau să grăbesc nimic, vreau să fiu la fel sigură de omul de lângă mine și în timp o să văd asta. Nu, adică nu mă gândesc neapărat să mă căsătoresc aici. De ce? Pur și simplu. Adică, nu știu. Nu aș zice nici nu în cazul în care simt că este persoana potrivită, dar nu știu. Mai aștepți? Da. Bine, hai să trecem.